Ludovic Orban este susținut în candidatura sa la președinția Partidului Național Liberal și de către Organizația Județeană Dâmbovița. Liderii județeni au vorbit în cadrul ultimei conferințe de presă despre motivele pentru care Orban ar merita să fie ales președinte la nivel național, cu precizarea că decizia finală se va lua numai după anunțarea tuturor candidaturilor. Singurul for în măsură să stabilească acest lucru este Comitetul Director, care se va întruni după ce vom primi moțiunile înaintate de către toți candidații. Atât eu am și semnat în nume propriu o susținere pentru domnul Ludovic Orban, având în vedere relația care ne leagă, a fost președintele organizației dâmbovițene, a participat la multe evenimente în județul nostru, a participat la campanii electorale și din traseul pe care l-am avut în județ, am simțit că este persoana, cel puțin la acel moment, cea mai apreciată. Cred că nu este niciun secret de notorietate. Eu susțin pe Ludovic Orban, vă spun. Eu personal susțin pe Ludovic Orban. Vreau să vă spun că a fost un moment foarte bun când a venit Ludovic Orban copreședinte în Dâmbovița, pentru că atunci am putut să mergem în fiecare organizație cu o echipă lărgită din birou și să discutăm și să încercăm să unim toate organizațiile locale, pentru că efectiv erau rupturi în foarte multe dintre ele. Alegerile pentru șefia PNL la nivel central sunt programate pentru perioada 10-11 iunie.